Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Astăzi vă invit să vă dați ochelarii jos, mai ales cei metaforici, nu cei. Vedeți, eu nu i-am avut astăzi, mă doar deja ochii, promit data viitoare să-i por mai des. Le promit ochilor mei, nu vă. De ce? Pentru că avem o conjuncție Venus-Neptun în semnul peștilor și este cea mai înșelătoare conjuncție posibilă. Este cea mai atrăgătoare, învăluitoare, ademenitoare, te dizolvă, te confuzează, te atrage, te bagă în tot felul de ape, îți creează senzații, percepții, ai de capul meu, te face să te îndrăgostești de dragoste. Dar acum depinde de modul în care știi tu să iubești, că dacă tu ai învățat că iubirea presupune ceva toxic, ceva suferind, te vei duce în același loc, pentru că nu o să vezi ce se ascunde în spate. Deci astăzi, dacă întâmplător ai ajuns pe canalul meu și știi că ai o întâlnire și știi că vrei să vorbești cu o persoană nouă și știi și știi și știi, ochii mari, urechile ciulite și răbdare. Altfel, dacă vrei să mergi la un curs de pictură, de olorit, vrei să te apuci de cursuri de pian, de dans, de cinematografie, de fotografie, dacă vrei să-ți aștergi gândurile pe un blog, să scrii ceva, e o zi nemaipomenită. Dacă vrei să încerci și un alt stil vestimentar, nu știu dacă până acum ai fost foarte pe culori foarte dure, pe niște curoieli din acestea fixe, așa, știi? Ăsta e momentul în care ziceai, mă, să-mi iau ceva mai așa, să se simtă bine pe mine, să mă simt bine. Uite, niște culori diferite. Hai să fiu puțin mai nebunatic, așa. Deci o conjuncție Venus-Neptun are multe valențe. Le are și pe cele care ne convin, dar le are și pe cele care ne pot duce să o luăm razna. Știți, oamenii aceia care se îndrăgostesc de nu mai pot și efectiv când persoana respectivă îi părăsesc sau pierd capul, înnebunesc la propriu. Nu că zice, mă, uite, a luat-o cu capul, a luat-o asta. Efectiv, ăsta e conjuncția Venus-Neptun. Ne pierdem mințile din cauza iubirii și din cauza dragostei și din cauza unei relații, din cauza unui partener. Și cu toată răspunderea vă spun că nu persoana respectivă este de vină. Întotdeauna un pattern de al nostru, un tipar din acesta de a ne lăsa păcăliți. Pe moment e frumos. Să crezi că, domnule, uite câtă iubire am, o iubire universală, un panaceu din acesta sentimental, un ceva la care nu ne-am fi gândit, ca în filme, domnule, iubirea ca în filme. Dar iubirea ca în filme e scrisă după scenarii toxice, după știu oamenii aia care scriu scenariile, ce ne atinge, ce ne provoacă. Da, suferința. La suprafață pare așa, uite mă, sacrific, eroine, eroi, hai de capul meu ce e acolo, personaje și când colo. Deci aveți puțină grijă. Hai să ne uităm, bineînțeles că această conjuncție pentru fiecare dintre noi se întâmplă undeva în hartă, o să te invit să te uiți și la zodie și la ascendent și să-ți dai seama unde ești cel mai influențat. Bineînțeles, mă apes de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Începem cu berbecii sau cei cu ascendentul în berbec. Păi, la tine chiar e o zi de iertare. După această zi, Venus se va duce spre conjuncția cu Jupiter. O să discutăm spre poimâine despre, dar pentru că se întâlnește cu Neptun, dacă Venusul a suferit la un moment dat în viața asta pentru cineva, mai ales pe plan amoros, azi este momentul în care tu chiar poți să faci ceva simbolic. Poate o rugăciune, poate arzi ceva, poate scrii o scrisoare, poate pui o melodie, poate te uiți la o fotografie și zici, uite, trec peste, am înțeles, mă împac cu ideea. Indiferent că ești într-o relație, că ești bine, indiferent că nu ești singur, e foarte bine să faci pace cu trecutul. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur? Prietenii. Prietenii te pot dezamăgi, dar te pot și ajuta mult astăzi. Și depinde mult de tine, de cât de mult te lași ajutat. Eu ți-aș recomanda astăzi să te lași ajutat. Că oricum tu ai tot timpul o mică rezervă acolo. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Vedeți? Promisiunile care vin la locul de muncă au tot timpul, sunt precum un măr otrăvit. Așa că aveți puțină grijă astăzi. Așteptați mai degrabă conjuncția de poimâine a lui Venus cu Jupiter. Dar astăzi, dacă vi se zice, faia, dregea, întotdeauna e ceva în spate, ce nu e ok. Trecem la Raci sau cei cu ascendentul în Rac. Vă priește conjuncția de astăzi, că poate faceți pași, vă plimbați, mergeți în vizită, intrați undeva pe un documentar, învățați un tutorial,
învățarea e importantă. Și mai ales că dacă sunteți preocupați de dezvoltarea personală, este o zi bună. Dar asta nu înseamnă că vă uitați la toate horoscoapele posibile și imposibile, că nu aia e dezvoltare personală. La modul că poate vă vedeți horoscoapele de dimineață și pe urmă, la un moment dat, vă ziceți, domnule, și citiți o carte sau vă uitați la un documentar serios despre istorie sau cine știe ce vreți voi să învățați acolo. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Imaginea de sine pe care vă creați n-are nimic de a face cu ceea ce sunteți voi pe dinăuntru. V-aș invita să nu riscați să dărâmați imaginea de sine așa printr-un risc aiurea. Astăzi puteți să calculați greșit orice risc, să nu vă calculați cum trebuie riscurile. Deci aveți mare grijă. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară? Aici. Că Venus Neptun în casa a șaptea. Ce să vă zic? Că grijă și voi la promisiunile partenerului. Partenerul vechi, dar și cel pe care l-ați găsit poate recent, dar și pe cel pe care îl vreți. Da? Sau grijă, ca voi să interpretați semnalele mixate ca fiind chestii sigure. Azi mă vrea, nu mă vrea, dar totuși într-o zi m-a vrut. Nu e pe bune chestia asta. E ori vă vrea, ori nu vă vrea. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Vedeți? Să nu acordați unor colegi mai multă încredere decât este cazul. Și nici voi să nu faceți promisiuni. Vai, păi nu, că te ajut, eu mă implic, eu fac și aia, și aia, și aia și la sfârșitul zilei nu le faceți nici pe ale voastre, dar apoi și pe cele ale celorlalți. E bine să ajutați, dar nu așa cu totul. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, îmbrățișări, mângâieri, romantism, declarații sau efectiv stat cu persoana iubită doar uitându-vă unul la celălalt, unul în ochii celuilalt și să vă simțiți. Să ascultați muzică, să mâncați ceva bun, să vă creați o atmosferă cât mai romantică și senzuală. Trecem la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetător. Cumpărați-vă ceva pentru casă, dar ceva, știți cum, mă știți, nu sunt fan a feng shui-ului, simbolurilor, dar unele lucruri din acestea, dacă voi le investiți cu ceva și dacă știți, domnule, că ai luat statueta respectivă și ai pus-o pe un raft și te uiți la ea așa din când în când, îți creează așa o stare, un refugiu. Și dacă voi aveți nevoie de refugiu, astăzi ori vă cumpărați ceva în acest sens, ori efectiv căutați prin casă ceva să scoate și uite, domnule, că mă uit la tine, mă liniștesc. O ancoră așa, căutați-vă. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Vorbele voastre astăzi sunt pline de înțelepciune. Sunteți un mentor bun, puteți să fiți un mentor bun. Puteți de asemenea să, de fapt, vă invit astăzi să luați așa un creion, un pic și să scrieți pe un caiet ce simțiți. Și la final, mai lăsați așa ceva timp să treacă și la final să vă uitați la ce ați scris și să vedeți ce se simțiți. Faceți experimentul ăsta să vedeți. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, apoi ce să vă spun, că o cheltuială de asta s-ar putea să fie puțin mai otrăvită așa. Iau eu geantă, iau eu haină, iau eu rochie, iau eu niște pantofi și la puțin timp vă uitați pe un alt și ziceți, era mai ieftină în partea aceea. Grijă. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești? Ce pot să vă spun? O conjuncție Venus-Neptun în semnul vostru, dacă nu e, sunteți atrăgători, carismatici, iubibili, așa, blânzi, dulci și o asemenea conjuncție poate să vă aducă tot felul de oportunități pe toate planurile, doar că să nu credeți că, domnule, ce mi s-a întâmplat. Fiți mai maturi. Adică, da, uite, am primit asta, schimb locul de muncă, am avut un interviu. Dar nu spuneți acolo la toată lumea. Fiți mai rezervați. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine.